Am tot auzit că România este o țară a asistaților. Ei bine, autoritățile au pus piciorul în prag și au hotărât să schimbe acest lucru. A fost adoptată noua lege a asistenței sociale. Principala modificare adusă de aceasta este că numărul prestațiilor acordate cetățenilor se reduce de la 54 la 9. Proiectul legii asistenței sociale adoptat de guvern prevede că soluționarea situațiilor de dificultate depinde de fiecare persoană și familie în parte. Altfel spus, statul îi va ajuta numai pe cei care au într-adevăr nevoie de sprijin, a declarat primul ministru Emil Boc. Programul generalizat de asistență socială, care nu face deosebire între cei care pot să muncească și cei care nu pot, nu este eficient pentru stat, a adăugat acesta. Autoritățile vor să sprijină persoanele care au o problemă de handicap, de șomaj, o problemă temporară pentru a ieși din această situație. Beneficiarii prestațiilor sociale vor fi încurajați să revină pe piața muncii. E un proiect, eu spun, extrem de important pentru ceea ce înseamnă viitorul asistenței sociale din România. E vorba de legea cadru a asistenței sociale, lege care trebuie să fie urmată până la sfârșitul anului de alte 20 de acte normative care trebuie să fie modificate sau nou implementate. Concret, proiectul legii asistenței sociale prevede reducerea celor 54 de prestații acordate în prezent românilor la 9. În plus, se dorește ca 50% din plata ajutoarelor sociale să fie susținute de la bugetele locale. Pentru prima dată în țara noastră se instituie o limită maximă pentru beneficiile cumulate de care poate dispune o persoană sau familie, urmând ca nivelul acestui cuantum să fie stabilit anual prin hotărâre de guvern. Din nefericire, un program de asistență socială generalizat, care nu face distinție între cei care pot să muncească și cei care nu pot să muncească, acel sistem de asistență socială nu este unul eficient pentru un stat. În județul Dâmbovița, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale plătește numai puțin de 11 prestații cetățenilor. Numărul total al beneficiarilor se ridică la 180.000, cei mai mulți 100.000 primind alocație de stat pentru copil. AJPS gestionează un număr de 11 prestații principale, printre care le numără alocația de stat pentru copii, alocația de plasament familial, toate formele de indemnizație pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție, indemnizația, asigurăm plata indemnizației lunare de hrană pentru copii și adulții infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA, avem în plată de la 1 ianuarie venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei. Beneficiile sociale acordate au fost încadrate în 4 categorii. Beneficii sociale pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială. Beneficii sociale pentru susținerea copilului și familiei. Beneficii sociale pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale și pentru situații deosebite. Pentru ca proiectul să aibă efectele scontate de la 1 ianuarie 2012, trebuie ca până la sfârșitul anului în curs să fie modificate alte 15 acte normative aflate în vigoare și adoptate alte 5 acte normative noi, a precizat șeful executivului.